Corul împăratului, capitolul 5. Autor Elizabeth Kenney. Domnul Wildsey călătorise până în Colorado și se întoarse de acolo, răstimp în care Edith rămăsese la familia Leslie, în casa lor de la țară, aflată în apropiere de Tarrytown, întrucât vacanța la Aylesbury Park se amânase până în august, din pricina unei boli grave a lui Seren Dudley. Prima zi a lunii iunie îi găsi pe cei doi Wildsey cazați la hotelul United State din Saratoga. Edith nu avea o natură superficială care să îi îngăduie să fie mulțumită cu o existență de fluture, dar deocamdată se bucura de garderoba plină de rochii și de pălării noi, elegante, de plimbările lungi și încântătoare, până la lac și prin împrejurimile pitorești, de răstimpul petrecut dimineața la izvoarele din stațiune, de concertele de piană din piațeta orașului, de focurile de artificii din parc și de petrecerile din aer liber. Se afla acolo de o săptămână, când l-a întâlnit față în față în piațetă pe Kailmar Van Ross. Mama lui îi era alături și a văzut întâlnirea, însă nu a putut găsi niciun cusur înfățișării sau conduitei frumoasei fete, care arăta ca un crin în veșmintele argintii și perlele imaculate, purtându-se a idoma unei prințese. Inima de gheață, ascunsă sub înfățișarea trufașă, dădu semne că începea să se deschețe. Kailmar Van Ross era incapabil să aibă față de cineva sentimente nobile, adevărate, de afecțiune. Se iubea pe sine cu prea multă dăruire pentru a-i mai rămâne energia necesară unei noi afecțiuni. Nu înțelegea cu niciun chip dragostea, cu natura ei altruistă și sacră, dar se pricepea să spună cuvinte frumoase și să acordă cu delicatețe atenție. Deținea suficiente cunoștințe generale, un spirit ager, și se putea prezenta ca un campion plăcut atunci când avea ceva de câștigat de pe urma efortului. Nu a trecut mult de la sosirea lui în Saratoga până a reușit să o facă pe Edith să creadă că o iubea și că ea era dragostea vieții lui. Se gândea la ea, ce-i drept, îi plăcea să fie împreună cu ea, cheltuia cu ea banii pe care îi datora croitorului lui. În mod firesc, Edith ceru sfatul tatălui ei, care încurajă relația, în timp ce el preferă să se țină în umbră. Edith nu știa că în sinea lui Wildsey își jubila, gândindu-se la decăderea doamnei Van Ross, care la început tună și fulgeră în apartamentul ei, după care se cufundă într-o tăcere care îi trăda durerea, pentru ca în cele din urmă să consimtă să îi fie prezentată fata fără străbunică, iar în cele din urmă să o invite pe Edith să ia loc alături de ea în trăsură. Domnul Van Ross tocmai făcuse o afacere dezastruoasă undeva în vest, în urma căreia pierduse mult. Poate că ea nu își mai permitea să își păstreze atitudinea neînduplecată față de o fată al cărei tată negocia pentru cumpărarea unei reședințe situate chiar lângă centrul parc, fiindcă dragul de Kailmar are gusturi costisitoare. Dacă Edith ar fi fost puțin mai înaintată în vârstă, dacă s-ar fi cunoscut puțin mai bine pe sine și natura umenească,
nu l-ar fi luat câtuși de puțin în seamă pe Kailmar Van Ross. Dar fiind lipsită de experiență afectuoasă și având încredere în judecata tatălui ei, își îndreptă spre curtezanul ei tot devotamentul sincer și aprecierea gingașă a itoma cuiva care, în schimbul unui pumn de bomboane, dăruiește însuși diamantul încrustat pe coroana regală. Edith nu mai era urmărită în zilele acelea strălucitoare de gândurile grave și îngrijorătoare. Nu se mai putea gândi decât la Kailmar. Viața semăna ca un vis îmbrăcat în splendoare și dulceață. Lorenz Velsei își savura în tăcere triumful. Doamna Van Ross se resemna, iar fiul ei radia de mulțumire. În 5 august, Edith primi o scrisoare de la Eleanor Lee, care vizita familia Leslie în Hudson. Acum că Serena se simte destul de bine, scria ea, trebuie să mergem în mica noastră vacanță pe țărmul mării. Știu că te bucuri de zile nemaipomenite, dar rupe-te de acolo pentru o săptămână sau două, de dragul zilelor frumoase de odinioară, care s-au dus pentru totdeauna. Nu ți-aduce garderoba și accesoriile franțuzești. O haină albastră de serj, o rochie care se poate spăla și un șal alb de lână e tot ce am trecut pe lista mea. Ce rost are plimbarea asta, Edith? O întrebă Kailmar. Nu ești mulțumită aici cu mine? Ba da, într-o anumită măsură, îi răspunse ea râzând. Însă nu le pot dezamăgi pe fete. Poate da fuga un tânăr până pe coasta aceea barbară din Jersey, cât timp se desfășoară această stratagemă sclipitoare? De bună seamă că nu, îi răspunse ea, tachinându-l, fiindcă e vorba despre o poveste din vremurile frumoase de odinioară. Iar dumneata nu ești decât o inovație modernă. Cu toate astea, tot voi veni, îi zise el. Domnul Wilsey o însoți pe Edith până în Tarrytown, unde doamna Leslie și veselul trio de fete li se alăturară. Luară împreună masa de prânz în New York, după care urcară la prânz într-un tren care venea din Jersey. Numeroși pasageri zâmbiră înțelegători, văzând chipurile strălucitoare ale membrelor mai tinere ale grupului. Era limpede că porniseră la drum cu gândul să se bucure de o vacanță nemaipomenită. Dar călătorii noștri nu veniseră ca să se bucure de viața de hotel, iar domnul Wilsey, la solicitările arzătoare ale fetelor, închiriase o casă privată cu vederea spre plajă. Porniră curând spre ea în omnibuzul care se zgâlțâia într-una, trecând pe lângă căsuțe pitorești și lăsându-le să întrezărească din când în când crâmpeie ale lacului Wilsey, pe țărmul căruia se înșiruiau case frumoase de vacanță și pe oglinda căruia se vedeau bărci cu perne roșii și paravane de soare în dungi vesele. O briză puternică sufla dinspre mare. E un adevărat elixir, exclamă Serena, ai cărei obraji palizi începeau deja să prindă o nuanță rozalie. De cealaltă parte a lacului se întinde același sat? Întrebă Edith. Nu, dragă, zise Eleanor Lee.
Acolo e Ocean Grove, un loc teribil de stupid, unde se țin zi și noapte întâlniri ale credincioșilor și unde te amendează cu 10 cenți de fiecare dată când sâmpești în ziua de sărbătoare. E o diferență de la cer la pământ între satul de acolo și cel de aici. Mi-a povestit Charlotte Mills totul despre el. Domnul Wilsey plecă în seara aceea. Avea niște afaceri în Boston și Montreal, însă urma să se întoarcă la timp pentru a escorta grupul înapoi în oraș. Era în cea mai binevoitoare dispoziție, fiindcă planurile se desfășurau în tocmai cum dorise, spre deplina lui satisfacție. Fetele petrecură seara pe lac, închipuindu-și vesele că se găseau pe Grand Canal, că barca lor era o veritabilă gondolă și că ele erau doamne de rang înalt, cu nume lungi și melodioase. Edith nu îi spusese tatălui ei despre logodna ei încheiată de curând cu Kyle Marvan Ross și nici nu îndrăznise să își pună pe deget inelul cu diamant pe care îl dăruise el. Însă zâmbi încântată de secretul ei. Probabil că poșta de dimineață îi adusese deja o misivă, prima ei scrisoare de dragoste. Oceanul pare liniștit în dimineața asta, zise Edith în timp ce privea cu un aer visător lumina soarelui care licărea peste valurile blânde. Da, dar închipuieți cum ar fi să te afli pe mare în doiul unei nopți negre ca smoala, pe o furtună dezlănțuită cu putere, pe un vas aflat în derivă, declamă Eleonor în stilul cel mai tragic de care era în stare. Vă rog, nu vorbiți despre asemenea lucruri, fetelor, stărui Daisy cu un fior. Parcă se întunecă și soarele. Mi-este atât de frică de moarte. Și mie, zise Seren, dar cu toate acestea, uneori mă întreb, de ce mi-ar fi teamă? Dacă există un rai, atunci e mult mai frumos decât în lumea aceasta. Și cred că toată lumea s-ar bucura să meargă acolo. Pentru cei mai mulți oameni, raiul e un dărâm străin, zise Eleanor. Dar mama a avut o mătușă, o doamnă încântătoare, înaintată în vârstă, care îl numea acasă. Nu e niciodată greu sau ciudat să mergi acasă, fetelor. Edith își schimbă poziția și își închise ochii. În strălucirea leneșă a dimineții de vară se strecurase o umbră. Dar ce avea ea de a face cu umbrele? Avea să-și trăiască viața așa cum i se înfățișa, proaspătă, radioasă, plină de dragoste și plăcere. Se întoarse veselă spre tovarășele ei și zise: oare pe cine a lovit acum în melancolia? Subiectul m-a tulburat și pe mine puțin, în ultimul semestru de școală, dar l-am lăsat să se risipească în cele patru vânturi. Timpul se scurse astfel până la ora mesei, când cele patru fete își strânseră lucrurile și porniră spre casa de vacanță. Pe drum se întâlniră cu o vagă cunoștință a lui Edith, micuța și exuberanta doamnă Leroy, care se opri să stea de vorbă câteva clipe cu ea, în timp ce restul fetelor merseră mai departe. O, dragă domnișoară Wilsey! Exclamă ea. Mă bucur atât de mult să te văd. Când ai venit și unde stai?
Edith îi arătă casa de vacanță aflată nu departe, iar doamna continua. Ei, suntem aproape vecine, nu-i așa? Soțul meu va sta doar câteva zile. Mi-aș dori să petreci o zi cu mine. Vrei să vii? Mulțumesc, îi răspunse Edith. Dar nu cred că le pot părăsi pe fete atât de multă vreme. Însă voi veni să vă vizitez într-o dupămasă. Edith își simți inima grea, căci nu o simpatiza prea tare pe micuța femeie agitată și insipidă, de care se despărți cât de curând putu. Când ajunse acasă, cele trei fete ședeau pe verandă cu o expresie tristă întipărită pe chip. Am sperat că aici nu vom întâlni niciun cunoscut, suspină Eleanor. Îmi pare rău, fetelor, zise Edith, dar va trebui să petrec puțin timp cu această doamnă. Am întâlnit-o cu 2 ani în urmă, la Saratoga, și m-a invitat întotdeauna la ea când eram în oraș. Ba, am și ieșit la plimbare împreună de câteva ori. A venit poșta? Chiar atunci, doamna Leslie, care ședea în apropiere, bătu ușor cu mâna, cu înțeles, peste geanta ei pentru croșetat. Fetele se năpustiră spre ea și Seren, care puse mâna prima pe mult dorita geantă, dădu fugă pe scările exterioare care urcau spre o verandă de la etaj și de acolo spre camera lor, urmată în goană de celelalte trei. Edith își strecură scrisoarea ei pe neobservate în buzunar și începu apoi să-și pregătească toaleta simplă pentru cină. Era prima scrisoare propriu-zisă pe care o primea de la Kylemore și nu putea să o citească decât când era singură. După cină, când celelalte fete își făceau siesta, se strecură în liniște afară și porni pe o străduță care ducea spre lac, înaintând până ajunse lângă un pâlc de pini și tufe de stejar, unde se înălța o casă de vacanță pe care o zărise cu o seară în urmă. Nu se afla nimeni în preajmă la ora aceea, iar Edith se așeză pe o bancă rustică și scoase scrisoarea din ascunzătoare, jucându-se o vreme cu plicul înainte să se bucure de conținutul ei. Nu era o scrisoare remarcabilă și din ea nu răzbătea ecoul adevăratei și nobilei bărbății, dar pentru fata încrezătoare era un adevărat rege Arthur. Iar declarațiile lui solemne, înțesate de cuvinte prea multe și superficiale de altfel, erau o adevărată ambrozie pentru inima ei. Se simțea binecuvântată să fie în viață. După masa era foarte caldă și liniștită. Se zăreau puțini oameni. Edith nu era gata să se întoarcă la casa de vacanță, fiindcă îi se părea minunat să viseze de una singură. Grupul de vâzlași tineri, care muțăiau sau își comparau alene socotelile afacerii sezonului de vară, prinseră dintr-o dată viață și deveniră gălăgioși când o văzură apropiindu-se. Un client, la ora aceea, era la fel de neobișnuit cum ar fi fost o barcă goală 3 ore mai târziu. Să vă duc până pe celălalt țărm, doamnă! Strigă un glas nerăbdător. Pe aici, domnișoară! Strigară alți câțiva deodată, gesticulând cu forță. Cum se numește barca dumitale? Îl întrebă Edith pe unul dintre cei mai puțini gălăgioși, care stătea în picioare cu pălăria în mână, părând a socoti că auzul ei era cât se putea de normal. Elaine, îi răspunse tânărul pe un ton liniștit,
ca și cum ar fi spus Mary Schmidt. Îmi place numele, zise ea. Închiriez barca dumitale pentru o jumătate de oră. Îl urmă până în barca lui pe tânărul care, în momentul acela, nu ar fi putut fi mai mândru, nici de ar fi fost capitanul unui vas al companiei Cunard. Simțindu-se oarecum stingher în prezența frumoasei lui pasagere, o conduse spre partea de la pupă a bărcii, care era căptușită cu perne roșii, după care se așeză la vâsle și când își încleștă mâinile pe fiecare dintre ele, se simți în sfârșit în largul lui. Edith se sprijini comod pe perne, își închise ochii și ascultă zgomotul ritmat al vâslelor, prea fericită să ațipească și să piardă astfel, chiar și pentru o clipă, conștientizarea stării ei de mulțumire desăvârșită. Mai existase vreodată un pretendent cum era Kailmar? Mai fusese vreodată o fecioară atât de norocoasă ca ea? Sunetul altor vâsle și glasuri se făcu auzit în tihna caldă, aurie, a după mesei. O barcă, ale cărei vâsle erau mânuite de două tinere, venea înspre ei și, pe măsură ce se apropie de Elaine, Edith le auzi spunându-i unei a treia fete cu fața strălucitoare așezată la pupă. Îmi pare rău că ai pierdut întâlnirea de dimineață, Dora. Și mie, răspunse aceasta. Îmi e tare greu să ratez chiar și una dintre întâlniri, dar știi că sunt cazată departe de templu și ora nouă e destul de devreme, chiar și în timpul verii. Devreme? Nu și la Ocean Grove. E minunat să vezi cum răsare soarele din ocean. Blanche și cu mine am petrecut o jumătate de oră încântătoare pe plajă înainte de micul dejun chiar astăzi. Am încercat să ne amintim toate versetele din Biblie pe care le știm, care vorbesc despre mare. Apoi, ca la un semn, cele trei glasuri se uniră deodată într-un imn. Îndurarea lui Dumnezeu este mai întinsă decât întinsul mării. Edith ascultă versurile care se stingeau încet. I se părea că acele fete vorbeau o limbă necunoscută ei, dar care îi atinsese totuși inima în mod ciudat. Se adresă vâslașului ei, punându-i întrebarea. Îmi poți spune, te rog, la ce se refereau domnișoarele acelea când vorbeau despre templu? Templul e clădirea cea mare de colo, îi zise el, arătându-i cu codul gol direcția, și tinerii fac o întâlnire acolo în fiecare dimineață. Poate merge oricine? Întrebă Edith. Da, domnișoară, toți chiriașii noștri s-au dus. Edith simțea cum îi dă târcoale curiozitatea de a vizita un loc care părea să exercite o asemenea atracție asupra unor fete de vârsta ei. A doua zi dimineață, când cele patru prietene ieșiră îmbujorate și flămânde din valuri, Edith le propuse să facă o plimbare după micul dejun până la capela de pe cealaltă parte a lacului, mergând în lungul țărmului pe plajă, căci podurile care înlesnesc atât de mult trecerea dintr-o parte în alta nu erau construite pe atunci. Fetele erau gata pentru orice noutate și au pornit bine dispuse la drum.
Serena insistă să se oprească la primul pavilion și să zăbovească acolo suficient timp cât să termine o schiță, astfel că fetele ajunseră doar după ora 9 pe faleza Ocean Pathway. Oh, ce loc minunat de plimbare! Exclamă Daisy. Mă întreb unde duce. E destul de ușor de ghicit, îi răspunse Eleanor, în timp ce cotiră toate și intrară pe aleea largă dintre ocean și pâlcurile de copaci. Uitați-vă, fetelor, zise Edith, după ce merseră câteva momente în liniște, la clădirea aceea mare, semirotundă, unde sunt oamenii adunați afară. Haideți să mergem și să vedem ce se întâmplă acolo. Oh, vreau o întâlnire de rugăciune, probabil, spuse Eleonor clătinând din cap. Când se apropiară, auziră sunetul unui refren măreț, răsunător, dulce și la fel de înălțător ca muzica militară. Grăbiră fără să vrea pasul și înaintară spre intrare. Ajunseră într-un spațiu mai liber din mulțime, care se înțesa apoi și el, după care se treziră înaintând și intrând cu puhoiul înăuntrul clădirii. Nu mai avusese niciodată în fața ochilor o asemenea priveliște. Peste 1000 de oameni, dintre care mulți aveau sub 25 de ani, luau parte cu toată inima la un serviciu religios. Muzica spori în intensitate și gingășie. Toată lumea cânta. Vin la lumină. Ea pentru tine strălucește. Și peste mine a răsărit dulce. Cândva era morb, dar pot să văd acum. Lumina lumii este Isus. Conducătorul întâlnirii își deschise Biblia și citi primul capitol din Evanghelia după Ioan. Apoi spuse câteva cuvinte clare și limpezi, venite dintr-o inimă în care ardea dragostea pentru suflete. În încheiere, zise: în dimineața aceasta, unii dintre voi pășesc în lumina tinereții, a frumuseții, sănătății, talentului, dragostei omenești, plăcerii lumești, a bogăției. Dar aceste lumini, oricât ar fi de strălucitoare și de plăcute, când sunt puse alături de lumina despre care tocmai am citit, seamănă cu niște lumânări palide, comparate cu lumina zilei. Unele dintre ele pâlpâie și se sting în trecerea grăbită a anilor. Toate vor fi stinse până la urmă de suflarea venită din Valea Umbrei Morții, și atunci veți rămâne în întuneric. Dar aceia dintre voi care și-au deschis inima față de soarele neprihănirii nu vor găsi în el nicio umbră de întuneric, întrucât calea lor va străluci tot mai mult până în ziua aceea desăvârșită. Dacă veți continua să-L cunoașteți pe Domnul, El va străluci peste voi ca zorii dimineții. O, dragii mei, care nu L-ați primit pe Hristos, veniți, veniți astăzi. Veți fi în siguranță lângă El și nu vă veți mai teme de întunecimea tristeții, a durerii sau ispitei care vine peste toți, ci a idoma copiilor lui Israel, când tot Egiptul era acoperit de giulgiulă celei mai groase întunecimi, în locuința voastră va străluci lumina. Până și noaptea se va lumina împrejurul vostru. Acum, haideți să mai cântăm o dată refrenul acela.
cu glasul lui puternic de tenor, conduse mulțimea care intona: vin la lumină, ea pentru tine strălucește. Fetele nu se priviră unele pe altele. Chipul lui Edith era de o seriozitate profundă. Al lui Eleonor exprima disprețul. Al lui Seren era înlăcrimat, în vreme ce Daisy era pe jumătate înspăimântată și pe jumătate perplexă. Acum, haideți să ascultăm 25 de mărturii scurte, anunță conducătorul. Îndată, din toate părțile sălii se auziră una după alta mărturii scurte din care răzbătea fericirea și iubirea. Mărturiile erau alcătuite din laude la adresa lui Dumnezeu, scurte experiențe creștine, versete din scriptură, versuri ale unor imnuri, presărate toate cu acea minunată muzică corală. Gândurile lui Edith se întoarseră la versetul de Paște pe care aproape îl uitase. Pentru că cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel care a murit și a înviat pentru ei. Despre el vorbeau și cântau tinerii aceia, dar nu ca despre un stăpân aspru, pretențios, ci ca despre unul prea iubit, care era sursa oricărei bucurii. Însă duhul rău, egoist dinăuntrul ei, strigă: ce mă face eu cu tine, Iisuse, fiul Dumnezeului preanalt? Viața ei era plină de lumina lumească, de cea pe care o descrisese tânărul predicator, dar care, cu toate acestea, era frumoasă și plăcută. Ea nu își dorea nimic mai mult. Avea un pretendent, tinerețea, sănătatea și banii ei. Toate acestea îi erau de ajuns. În sufletul ei se răscoli un simțământ amar al răzvrătirii. Îi displăceau oamenii aceștia, cuvintele și zgomotul lor. Avea să plece chiar atunci de lângă ei. Nu ați obosit, le șopti ea prietenelor ei. Eu da. Dacă ar fi spus tulburată, în cuvințările tăcute primite ca răspuns, ar fi fost mai aproape de adevăr. Curând, cele patru porniră înapoi pe Ocean Pathway. Mă bucur că am ieșit din nou la aer, zise Daisy cu un suspin de ușurare. Era atât de cald și de ciudat înăuntru. Ce fețe fericite, zise Seren cu un aer gânditor. Eu cred că e îngrozitor când oamenii își permit asemenea libertăți când vine vorba despre religie, exclamă Eleonor. Ce mai? Aici vorbeau despre Iisus Hristos de parcă îl cunoșteau. Cântecele au fost de-a dreptul fascinante, zise Edith încet. Nu artistice, desigur, dar armonioase și în cadența potrivită. Continuară să meargă de-a lungul drumului podit cu scânduri, sporovăind despre felurite mărunțișuri. Din gară se revărsa o mulțime de călători veniți din vreun orășel aflat mai departe de coastă, într-o ieșire organizată, umplând pavilioanele, aglomerând drumul,
cu sute de perechi de ochi, dornici să admire peisajul. Mame cu chipul obosit, care se treziseră înaintea zorilor, pregătiseră în grabă micul dejun, spălaseră fețișoarele nerăbdătoare și încheiaseră nasturii micilor jachete și legaseră și returile pantofilor. Vânzătoare tinere îmbrăcate în roz, albastru sau în rochii albe elaborate, însoțite de tineri cu bastoane, băieței cu buzunarele pline de alune și creierele înțesate de planuri legate de forturi, fântâni și bălăceală fără opreliști, bebeluși plângăreți, bebeluși adormiți, bebeluși cu un aer solemn, purtați în brațe sau în cărucioare, tați înclinați într-o parte pentru a ține echilibrul greutății coșurilor pline, în timp ce ștergeau fruntea asudată, femei solitare cu ochelari negri și voaluri verzi, ducând în mână mâncarea de prânz în cutii de carton și câte un volum de poezii preferate, fetițe cu panglici lungi și pantofinoi, care priveau nemângâiate apa aflată la doi pași, dar totuși atât de îndepărtată. Toți aceștia luară cu asalt Ocean Grove ca o armată vastă care a pus stăpânire pe coastă, de la Ross până la Lila Gor. După ce studiară puțin natura umană, cele patru prietene tinere ale noastre porniră agale spre casa de vacanță închiriată. Mă bucur că am hotărât să mergem după masă până la Sigurd, zise Eleonor. Vremea e atât de frumoasă. Când ajunseră acasă, dădură peste un bilet care o aștepta pe domnișoara Wellesley. Aceasta îl citi cu chipul ușor întunecat, după care îi dădu citire și cu glas tare în fața fetelor. Draga mea prietenă, sufăr din pricina unuia dintre atacurile mele de nevralgie și mă simt foarte singură. Noua mea menajeră, care a sosit ieri, are tot atâta dexteritate și inteligență cât un stâlp. E prea mult să îți solicit puțin compania în după masa aceasta? A ta devotată, dar suferindă, Mary Clinton Leroy. Desigur că nu o pot refuza, zise Edith. Dar voi trebuie să mergeți la plimbare și fără mine. După multe proteste, fetele cedară în cele din urmă. Edith scrise un bilet scurt doamnei Leroy, prin care o anunța că va veni, după care îl trimise la hotel. Masa fu una veselă. Dar siesta obișnuită fu precedată de o veselie pe cinste. Edith o găsi pe doamna Leroy, agitată și nerăbdătoare, cu trăsăturile slabe, îmbujorate de febră, cu părul ciufulit, cu haine împrăștiate prin încăpere și cu noua menajeră privind în jur apatică și cu gura căscată. Edith o convinse pe doamna Leroy să se lase însoțită până în foaier, în timp ce ea o ajută pe Joanna, cea nepăsătoare, să facă patul și să scuture pernele fierbinți, turtite. Apoi spălă fața și mâinile invalidei, îi pieptănă părul cu atenție, îl împleti strâns într-o coadă îngrijită și o ajută să se întoarcă în pat. În scurtă vreme, încăperea se găsea într-o ordine desăvârșită. Edith sună după un bol cu gheață și îl puse pe un suport pe care îl acoperi cu un prosop alb curat. Acum, nu vă vine să trageți un pui de somn? Întrebă ea, observând ușurarea care se citea deja pe chipul pacientei ei.
Nu vrei să îmi citești ceva? Vei găsi niște cărți pe masă. Edith luă un volum și citi. Pleoapele doamnei Leroy se făcură tot mai grele și în curând se închiseră. Edith continua să citească încetişor. Pacienta ei era cufundată acum într-un somn adânc. Se auzeau niște oameni pe scări. Pașii lor ajunseră tot mai aproape. Oamenii aceștia cu siguranță vor ocupa camera de alături, își zise Edith. Nădăjduiesc din toată inima că nu vor fi gălăgioși. Noii veniți erau doi tineri care se plângeau de căldura după amiezii. Edith tresări când auzi un glas foarte cunoscut, zicând: pe legea mea, locul ăsta se află la ecuator. Dau regatul meu pentru un guler uscat, exclamă celălalt. Pașii grei ai portarului, încărcat cu două geamantane de piele, îi urmau pe cei nerăbdători ai oaspeților. Edith auzi clinchetul unor monede de argint când îi se dădu liber portarului cu sfatul binevoitor de a-și cumpăra un bilet la Polul Nord. Apoi ușa se închise, înăbușind zgomotul celor două voci și al câte unui râset ocazional. Cei doi prieteni păreau a fi într-o stare foarte bună de spirit și după ce sunară cerând o sticlă de șampanie, deveniră tot mai vorbăreți în ora care se scurse. Între timp, doamna Leroy dormea adânc. Ședea la căpătâiul ei. Știa că tânărul Kailmer Van Ross venise să-i facă o surpriză, iar chipul ei încântător devenea când grav, când vesel, când îmbujorat, când palid, în urma gândurilor care îi treceau prin minte. Își mută scaunul mai aproape de geam ca să se bucure de mai mult aer proaspăt. Chiar atunci, ușa care dădea în balconul camerei învecinate se deschise cu zgomot și Kailmer Van Ross, împreună cu prietenul lui, ieșiră afară și se așezară pe două scaune aflate în apropierea ferestrei lângă care ședea Edith. Fiecare dintre cei doi tineri își aprinse o țigară, ignorând cu bădărănie posibilele sentimente ale oaspeților pe care nu îi puteau vedea din camerele învecinate și se făcură comozi, sprijinindu-și călcâiele pe balustrada terasei. În sfârșit se simte briza, zise Sanford. Van Ross se uită la ceas, aruncând o privire și spre portretul în miniatură pe care îl avea înăuntrul acestuia. Deci, nu ai văzut-o niciodată? Îl întrebă el pe Sanford. Nu, potaie norocoasă ce ești. Nu am văzut-o niciodată. Arată-mi și mie poza. Groaza de a fi nevoită să audă ceva ce nu era pentru urechile ei o făcu pe Edith să se ridice din scaun și să se retragă spre colțul mai îndepărtat al încăperii, însă chiar atunci doamna Leroy se foi neliniștită și gemu, cerând gheață, iar vocile zgomotoase ale tinerilor se auzeau prea tare înăuntru. Kailmer își desprinse ceasornicul din lanț și îl întinse tovarășului său. Nu e un chip foarte izbitor, dar dulce ca un buchet de flori, zise Sanford. Nu seamănă deloc cu subreta de la compania Criterion, despre care nu mai conteneai să vorbești iarna trecută. Într-adevăr, la lira avea de 50 de ori
verva acestei micuțe domnișoare. Aceasta nu e mai mult decât o școloriță care ia toate lucrurile de bune. E teribil de încrezătoare în oameni și de afectuoasă. Mă tem că va deveni obositoare după o vreme. Totuși, un tânăr își poate permite să se lase plictisit de o fată drăguță cu destui gologani în spate, căci, desigur, nu mai e nevoie să se străduiască să fie atent sau agreabil după ce își pune pirostriile. Iar un om, în ceafa căruia stă guvernatorul și al cărui credit e atât de scăzut ca al meu, trebuie să facă niște sacrificii, după cum știi și tu. Tatăl ei e mult prea bucuros să cumpere numele nostru în schimbul fiicei lui. Kailmar își puse ceasul la loc, zicând în același timp: sărmana găsculiță! Chiar crede că există dragoste în lumea asta. Kailmar Van Ross! Exclamă însoțitorul lui cu indignare. Dacă nu vei fi un soț bun pentru fata asta, meriți să ajungi în dărătul gratiilor. Ei, haide acum! Știi că eu nu sunt tipul de bărbat casnic și nu poți face din mine așa ceva. Așa că nu are rost să-ți irosești eforturile în direcția asta. Edith auzi fără să vrea fiecare cuvânt al scurtei conversații. Nu leșină în urma loviturii primite, însă inima îi se strânse și aproape simți că se înnăbușe. Îi venea să iasă în goană și să îl confrunte pe curtezanul ei zâmbitor, nonșalant și trădător, spunându-i cât de mult îl disprețuia. Însă rămase așezată vreme de încă o oră. Cei doi tineri plecară să facă o plimbare pe plajă. Doamna Leroy se trezi. Durerea din tâmple o părăsise și îi mulțumi lui Edith pentru îngrijirea plină de amabilitate. După ce îi lăsă câteva instrucțiuni Joanei, Edith se scuză și porni în grabă înapoi spre casa de vacanță. Era ora cinei, dar nu reuși să mănânce. Era recunoscătoare că doamna Leslie și fetele plănuiseră să servească ceaiul la Sigurd, astfel că aveau să se întoarcă doar după ce se însera. Edith se trânti pe pat și plânse, dar nu după Kailmar Van Ross, ci după idealul pierdut al adevărului, al dragostei și bărbăției pe care el le personificase pentru sufletul ei feciorelnic. După o vreme se ridică, se spălă pe față, își luă un șal și ieși din casă. Nu știa încotro se îndrepta, dar nu se simțea în stare să-și întâlnească prietenele sau să stea încă de vorbă cu ele. Merse și tot merse, învăluită în gânduri, fără să observe vreunul dintre chipurile celor care se plimbau pe faleză. Se așeză pentru o vreme pe o bancă și privi valurile, până când orizontul prinse să se întunece. Iar marea începu să fie împodobită de luminile vaselor care o străbăteau. Apoi se ridică și continuă să meargă, luând-o fără să vrea, pe Ocean Pathway, care ducea spre Grove. Templul tinerilor era închis în seara aceea. Edith își aminti cum stătuse înăuntrul clădirii chiar în dimineața aceea, atât de sigură de viața ei plină de vigoare a tinereții și sigură de dragostea ei. Acum îi se părea că trecuseră ani întregi de atunci. Mulțimii de oameni se apropiau de amfiteatru. Nu de clădirea mare în care fusese de dimineață, ci de sanctuarul fără ziduri care avea drept stâlpi
trunchiurile cenușii ale copacilor și unde se vedea luminând inscripția Sfințenie Domnului. Aceasta se zărea luminând din când în când, ca acum, pe câte un chip. Un cor mare, aflat pe scenă, începu să cânte. Edith fu surprinsă de mulțimea adunată. Nu dorea să se alăture adunării, dar dădu ocol marginilor ei și se sprijini de un copac, vrând să asculte cântecul corului. Cineva se rugă, dar cuvintele ajunseră la urechile ei doar ca sunetul unor valuri îndepărtate. Urmară alte cântece, după care se ridică un om ca să vorbească mulțimii. Acesta citi un text. El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Cuvintele îi captară lui Edith atenția. Predicatorul o relată simplu și elocvent povestea vieții și morții lui Iisus Hristos. Pentru Edith, ceea ce auzise era o nouă revelație care îi frânse inima. Pentru prima oară în viață îl văzu pe mielul înjunghiat de la întemeierea lumii. Auzi despre păcatul care apăsa pe cruce peste cel nevinovat. Simți că păcatul ei făcea parte din încărcătura îngrozitoare care l-a strupit pe Domnul Iisus. Iisus deveni pentru ea o realitate vrednică de toată dragostea și încrederea. Înțelese acum că adevărata viață însemna să îl iubească pe el și pe alții de dragul lui, precum și că viața nu era decât o oportunitate de a deveni ca Iisus. Predica se încheie. Cineva îi invita pe cei care doreau să devină creștinii să iasă în față pentru rugăciune, în timp ce era intonat următorul imn. Adunarea se ridică în picioare și începu să cânte într-un glas cuvintele mișcătoare. Așa cum sunt, cu a mea rugă. Obrajii lui Edith erau brăzdați de lacrimi când se ridică. Tot sufletul ei striga, O miela lui Dumnezeu, și eu vin! Dar era singură, se simțea străină și nu știa unde să meargă sau ce să facă. Te pot ajuta, copila mea, îi zise un glas scăzut și dulce. Din cuvintele acelea, liniștea răspătea tăria. Edith se întoarse și văzu un chip care se potrivea în mod firesc acelui glas, o față nobilă și feminină, pe care radia o dragoste lipsită de egoism. Își puse mâna în cea a femeii. Dacă dorești să mergi la altar, voi veni cu tine, îi șopti aceasta. Dar va fi greu de ajuns în față prin mulțime. Poate e mai bine să o luăm pe aici. Femeia șezuse în apropierea lui Edith și privise chipul fetei, nu pe al predicatorului, pe tot parcursul predicii. Cred că aș prefera să merg undeva unde e liniște și sunt mai puțini oameni, răspunse Edith. O urmă pe noua ei prietenă, care o conduse îndată dincolo de mulțimea privitorilor, până lângă un cort din apropiere. Doamna deschise ușa acestuia și o invită pe Edith să intre în micul adăpost de pânză.
Acesta era împărțit cu ajutorul unor perdele frumoase care transformau partea din față într-un salonaș plăcut. Pe jos era întinsă o rogojină aspectoasă. Un lampion japonez atârna de un stâlp, luminând spațiul. Gazda îi oferi lui Edith un scaun și se așeză lângă ea. Parcă ar fi un vis, zise Edith, trecându-și mâna peste ochi. Eu nu am venit astăseară ca să îl găsesc pe Iisus Hristos. Am trăit o viață plină de veselie și am venit în Asbury Park împreună cu niște prietene de la școală să ne bucurăm de un timp grozav împreună. Astăzi am avut parte pe neașteptate de un necaz teribil și am vrut să stau departe de toți cunoscuții. Așa că am mers fără țintă până am ajuns aici, unde m-am oprit să ascult muzica. Predica mi-a stârnit interesul, iar acum vreau să devin și eu creștină. Dar nu știu cum să vin la Iisus Hristos. Totul e foarte neobișnuit pentru mine. Prietena lui Edith deschise o Biblie care era așezată pe un suport și zise: În primul rând, draga mea, nu ai prea mult de mers, căci ascultă ce spune Scriptura. Domnul este aproape de cei ce-l cheamă. Apoi, nu trebuie să te îndoiești de felul în care vei fi primită, fiindcă el zice: Pe cel ce vine la mine, nu-l voi zgoni afară. Dar eu am fost atât de egoistă, de păcătoasă și de necugetată, spuse Edith. Ascultă cuvintele acestea, copila mea. De vor fi păcatele voastre roșii ca purpura, se vor face albe ca zăpada. Și ascultă acest verset binecuvântat din Evanghelia după Ioan. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Oricine? Întrebă Edith. Arată-mi și mie, te rog. Tânăra rămase câteva momente cu privirea țintită asupra textului, farul cel mai luminos al lui Dumnezeu, care îl poate îndruma spre portul păcii pe călătorul lovit de valuri. Acum cred, zise Edith zâmbind printre lacrimi. Atunci el te mântuiește, draga mea. Toți câți s-au atins de el au fost întregiți. Oh, el este aici, e chiar aici, zise Edith, în al cărei glas șoptit se amesteca uimirea și recunoștința plină de bucurie. Haide să stăm de vorbă cu el, spuse femeia mai înaintată în vârstă. Îngenunchiară împreună, iar rugăciunile lor se împlătiră cu lacrimile de fericire. Când se ridicară de pe genunchi, Edith își aminti dintr-o dată de ora târzie și exclamă: E aproape 9:30, trebuie să mă grăbesc. Altminteri, prietenele mele se vor îngrijora pentru mine. Ai fost foarte binevoitoare cu mine și îți mulțumesc mai mult decât o pot face prin cuvinte. Îmi poți spune numele dumitale?
Doamna luă un cartonaș din Biblia ei și el întinse lui Edith, care căuta în poșetă unul cu numele ei. După ce îl găsi, Edith îl dădu noii ei prietene, zicând: sper că voi reuși să vină din nou. Femeia încuvință prietenos din cap și nu apucă să spună mai multe, căci Edith plecă. Helen West, căci ea era, se întoarse spre lumină și citi numele imprimat pe cartonașul din mâna ei. Acum știa de ce inima ei se deschisese cu atâta sinceritate față de frumoasa fată. Înțelese de ce chipul ei delicat și încântător îi amintise de scumpa Eloise de altă dată. Helen, nici nu își strigă noua prietenă, nici nu porni pe urmele ei. Se prăbuși pe genunchi lângă divan și, cuprinsă de o uimire recunoscătoare, îl lăudă pe Dumnezeu. În același timp, Edith mergea cu pași repezi spre ocean, dar se opri de ajuns lângă amfiteatru cât să audă oamenii cântând: la cruce, la cruce unde lumina am văzut și toată povara de pe inimă mi-a căzut, prin credință mi-am primit vederea. Iar acum eu sunt fericit.